Cristian Pomohaci s-a retras din rândurile preoțimii în urma scandalului în care a fost acuzat de pedofilie. Preotul cântăreț a invocat probleme medicale, dar și de ordin moral. El a depus o cerere de autosuspendare la Arhiepiscopia Alba Iulia. Mâine, oricum, mai mari biserici ar fi trebuit să iau decizie în privința lui, să anunțe mai exact dacă îl caterisesc sau nu. Cristian Pomohaci este acuzat de mai mulți bărbați că le-a făcut avansuri, iar o înregistrare în care ar încerca să corupă sexual un minor a fost făcută publică, fapt care este cercetat și de parchetul general. Pomohaci susține în continuare că este nevinovat. Părintele a decis acest lucru. Motivul pentru care a luat această decizie în mod exclusiv este acela pentru a nu produce sminteală în rândurile credincioșilor, enoriașilor dumnealui și mai cu seamă a tot ceea ce înseamnă gândire și credință ortodoxă a oamenilor din spațiul ortodox românesc.